Atunci, Doamne, învață-ne pe noi îndreptările Tale. Cela ce cu mâna dintr-o neființă mai zidit și cu chipul Tău cel dumnezeiesc mai cinstit, iar pentru călcarea poruncii iarăși mai întors în pământ din care le-am fost luat, la cer după asemănare mă ridică, cu frumusețea cea din tâi iarăși împodobindu-mă. În aceste momente de întristare, dar și de respect și ultim omagiu adus regelui Mihai I al României, ne rugăm lui Dumnezeu să așeze sufletul lui în lumina, pacea și iubirea Preasfintei Treimi.